Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Elisaveta Vasile sunt eu și vă invit să ne urmăriți în cadrul emisiunii Petrecem Împreună aici la EMI-TV, unde de fiecare dată vă aducem altceva și altceva, pentru că și dumneavoastră sunteți altceva. În această seară, invitatul meu va fi, de fapt este aici lângă mine, domnul Ilie Bogdan. Ne-am dorit să-l avem aici lângă noi de foarte mult timp și în această seară am reușit să ne întâlnim la EMI-TV, să-l avem ca oaspete. Domnul Ilie Bogdan, îl cunoașteți, este artist din generația de aur, transmite cântecul așa cum știe dumnealui să ajungă acolo la sufletelul dumneavoastră, aduce nestemate oltenești din lada de zestre de acolo a Olteniei și tot timpul le-a purtat cu mândrie, cu drag, peste tot cu dumnealui, chiar și peste hotare. Bună seara, domnul Ilie Bogdan, și bine ați venit la EMI-TV. În bună sfârșit, seara vă așteptam. Și bine v-am găsit. M-am cam lăsat așteptat o perioadă de timp, asta a fost. Eu am cam stat deoparte pe perioada asta cu pandemia și de aia nu prea mai m-am dus și când am vorbit cu tine prima dată, acum ceva timp în urmă, știi că am făcut precizarea. Da. Am căutat să fiu băiat cu minte, să stau acasă liniștit, dacă așa mi se spunea să fac, așa am făcut. Și asta nu, am zis în glumă că am făcut așa neapărat pentru că ziceau alții. Dar m-am acasă și o nepoțică, m-am două fete și teama că aș putea să mă infectez eu și după aia să le îmbolnăvesc și pe ele, mă făcea să nu plec. Dumneavoastră ați fost foarte precaut, foarte protector, da, așa, da. Ca un tătic, ca un bunic ce sunteți, mai întâi v-ați gândit la cei dragi, după aceea la dumneavoastră. Chiar și înainte de a veni aici, am zis așa, domnule, să fim doar noi singuri aici, să nu fie mai multă lume, că e mai bine așa, tot gândindu-vă la noastră sunteți cum trebuie, adică nu vorbim aici de vaccinul sau de asta, dar da, să nu, dar e destul, totuși... E destul că ne țin în casă, că da, stai închis. Acum se spune că nu va mai fi, că această nebunie se va finaliza și vom fi liberi ca pasărea cerului să ne reluăm așa activitățile cum le desfășuram și înainte de această pandemie. Domnul Ilie Bogdan, eu vă apreciez, v-am cunoscut la începuturile mele și m-am bucurat de sfaturile dumneavoastră. Nu știu dacă vă mai amintiți, era o televiziune mai... Acum 20-25 de ani, eu mai știu, nu știu cum se numește, nu mai ținte cum se numea exact, dar ne-am întâlnit acolo și nu prea să te maram acum trebuie, mi-ați dat un sfat, măi fetiță, ai talent să ții tot așa și uite așa că sfaturile dumneavoastră, alte sfaturi de la alții înaintași și alte modele care au fost pentru mine în viață mi-au prins bine. Și vă mulțumesc din suflet că n-am avut această onoare să fiu alături de dumneavoastră, uite acum în calitate de moderator și am emoții, să știți. Te cred că ai, da, este un adevăr. În momentul în care ne-am întâlnit prima dată, știu că m-a impresionat vocea ta. Aveai și ai o sensibilitate aparte în voce, plus că mulțumesc. Ai timbru vocal, ai un stil propriu de interpretare și eu am ținut la treaba asta. Asta mi-ați spus și atunci. Deci, trebuie vezi... să-ți faci un stil, e bine că ai stilul tău și-ți faci un stil propriu. Exact, păi eu știam ce să cere. Pentru că mergând la concursuri ale tinereții, ale începuturilor exact, dumneavoastră, mele, da? Asta voiam să zic. Am tot fost pe la concursuri și la fiecare în parte, deci vedeam cam ce vrea juriu, ce aveau ceilalți care luau premii mai mari decât mine și de ce am început să selectez. Deci ați obținut și premii, dar da. A fost, să zicem așa, și ca o lecție de început. Da, da. Și v-a ajutat în carieră, nu? M-a ajutat și faptul că am avut tangență cu membrii ai jurului m-a și ambiționat treaba asta și într-un fel m-a dirijat pe drumul ăsta al lansării. Cum? Eu mi-am pus în cap, că am mai spus cuiva acum câtva timp, dacă este să fac ceva în domeniul artistic, mi-am dorit ca să colaborez cu cele trei mari instituții, cu Radio București, cu Televiziunea Română și cu Electrecordul. Și pe ăștia le-am atins pe toate trei. Super, felicitări și Doamne ajută! Atunci chiar cred că era greu să vă lansați, nu? Mai greu decât acum.
Era foarte greu, pentru că era sita prea deasă, cea care certa. Da, se cernea foarte exact. Greu, nu? Comisiile de folclor, deci dădeai materialul primat, să zic, înregistrai pe o casetă sau te duceai la comisie. După aia, după acea comisie, deci după ce s-a aprobat melodiile, trebuia să te duci să cânți. Făceai înregistrările, intra în altă comisie după aia să vadă și cu sun, cu orchestra, cum sună. Și aprobau toate piesele care le dădeați sau una, două din ele poate? Nu întotdeauna aprobau totul. De exemplu, eu am avut onoarea să debutez cu 7 melodii, primele cântece. Și care s-au aprobat toate, ați fost norocos. Da, 7 melodii și le-am imprimat, deci, la radio. Pe urmă a venit timpul după ce am imprimat a doua oară, se făcea debutul la Electrecor cu melodii din radio. Deci nu puteai să te uiți să imprimi direct la... Și ați imprimat melodii proprii? Da. Sau, dacă acum am văzut că poți să imprimi și, eu știu, să preiei de la, eu știu, interpreți care nu mai sunt aici, au lăsat o bogăție a cântecelor pe aici la noi, să le ducem mai departe. Da, și acum... unii tineri am văzut că își permit să înregistreze, să, na, nu-și fac piese proprii de tinerei. Păi da, dar acum nu mai există acea comisie. Păi că, da. Că atunci, ce se întâmplă? Atunci, dacă mergeam și cântam un cântec al altui solist, îmi spunea, păi ăsta e al lui Bălășoiu. Sau al lui Maria Lătărețu. Sau al lui Maria Lătărețu. Și era greu să faci treaba asta. Da, deci puteam să le cântăm pe la concursuri, să le așa, dar nu sau, să imprime sau acea piesă. Sau în scenă, în spectacole, la anunț, puteai să le cânti, nu era nicio problemă, dar ca să le înregistrezi, nu aveai cum. De la ce vârstă cântați, domnul Ilie? Și cum a venit dragostea de cântec, așa, moșteniți pe cineva sau v-a îndrumat cineva, nu, ați avut un mentor? Pot să spun că nu m-a îndrumat nimeni. Eu prima dată am participat ca dansator. Am intrat în lumea asta artistică. Deci tot în domeniul artistic, tot acolo v-ați îndreptat, da? Deci când eram la generală. Și văzut așa un mare dansator, cu un păreți așa. Uite că lucrul ăsta nu l-am știut. Păi acum am mai pus câteva kilograme de nu par. Știați să zburdați așa pe scenă cum, da, ca un dansator. Da, și îmi plăceau dansurile tradiționale. Balul Nelu Bordeașu, Jianca, toate alea care sunt exact. Acolo. De asta vă trageți chiar din Oltenia, din... Păi de unde exact? Sunt născut la Predești, la 15 km de Craiova. Da, aproape, da. Deci sunt aproape. Ca să nu mai facem paralele sau să dezvoltăm subiectul, puteam să... Da, aici putem să vorbim că telespectatorii noștri chiar vor să afle cât mai multe lucruri despre interpreți și despre interpreți consacrați cum sunteți dumneavoastră și despre cei din generația de aur, uite cum sunteți dumneavoastră. Termina... Și cam... Nu numai cântec, pur să afle și poveste. Da. Terminasem cu școala și nu puteam, voiam ca să rezolv, să-mi cumpăr apartament ca să rămân în oraș și nu ne dădea voie. Atunci era o lege pe timpul șeful. Da, lui șeful. Da. Care ți interzicea, dacă aveai sub 25 de kilometri, nu puteai să faci buletin de oraș și neputând să faci buletin, nu puteai să-ți cumperi casă. Am înțeles. Și întâmplarea a făcut odată să un vecin de-al meu și casat unde m-am născut și am devenit vecin și pe parcurs, lucra la trustul de construcții, cunoscându-ne, ne-am întâlnit, Bogdane, du-te și interesează-te că s-a dat ordin ce apartamentele care nu se vândă sunt la etajul 4 sau la parter, poți să cumperi și atunci poți să-ți faci intrarea. Da. Și în felul ăsta am reușit Vă mutați în Craiova. Din 79, da, să mă lau și eu, eram necăsătorit când am luat apartamentul. Am avut ambiția asta să nu stau, am stat la blocul tineretului după ce să am aveți terminat... ceva al dumneavoastră. Exact. Da. Nu, dar am zis, mă, o să stau în gaz de la cineva, zice, ăla cum o uit la nevastă asta, dacă era și vreo mai frumoasă aveam probleme acolo. Da. Asta ca să glumim. Da. Aveam și pe frate meu în Craiova, deci avea apartament. Și am preferat să stau la blocul tineretului, al combinatului, că eu acolo am lucrat prima dată. Și după, m-am hotărât după armată, am rezolvat și mi-am cumpărat apartamentul.
Deci dumneavoastră mai întâi ați lucrat acolo la combinat și după aceea ați intrat ca dansator și ați alegat cântecul de dumneavoastră, așa, cu pe parcursul. Deci eu sări direct la, la lucrat după ce am terminat studiile. Când am venit la liceu de chimie, am făcut pe instructorul de dansuri și am făcut un grup de dansatori de la mine din clasă, iar eu am mers pe partea vocală, pentru că am avut un acordeonist din Filiaș și atunci am apucat și am cântat două melodii. Și partea cea mai bună a fost că am luat locul întâi și eu și el separat cu, ca instrumentist. Ia uși, ce frumos! Deci a fost un... Dar prima dată am cântat la... când eram la generală, cred că prin clasa a șaptea, era un festival între comune. Da, erau multe festivaluri. Exact. Atunci, și atunci da. Am cântat, știu, un cântec și acolo. Și treptat, când am început să fac și imprimările, nu scăpam, că mă duceam la anunț, nu scăpam de lăutari. Deci trebuia ați început să cântați și pe la evenimente, pe la ce vârstă așa? Păi după ce am venit... Să vă câștigați așa bănuțul, că mie mi-e drag să spun că mi-am câștigat bănuțul de la 13 ani din muzică. Mi-e foarte drag și mă mândresc cu asta. Încă de când eram la chimie, m-am dus la ansamblul tineretului. Am stat o perioadă acolo cu Nelu Fieraru, dirijor, un profesor de muzică de la liceu de muzică din Craiova. Am stat o perioadă acolo și după aia am trecut la Casa de Cultură a municipiului, ansamblu Jiulețu, al Casei de Jiulețu, Cultură. Jiulețu, da, auzisem. Da. Și acolo, bineînțeles, am dat de o orchestră, să zic, profesionistă, chiar dacă era un fel de semi-profesionism, cu Dumitru Botezatu, fost dirijor la Filarmonica Oltenia, da, înainte, era dirijor și m-am înțeles bine cu ei, asta am cântat, am făcut în 74 primele imprimări cu orchestra Nicolae Bălcescu. Aveam eu un anișor atunci, da? Cântam. Atunci, în 74 am imprimat două melodii și după ce am venit din armată, am mai făcut cu orchestra, cu Dinu Cioacă și cu cei la Casa de Cultură de la Jiuleț, am mai făcut încă două melodii. Și după aia am deci făcut, făcut pasul și spre armata București. Și de-abia după armată, să zicem că v-ați apucat așa foarte, foarte serios de treabă. M-am apucat serios dinainte de armată, pentru că era treaba cu cântarea României. Am prins și eu ultima ediție a Cântării României, cred că atunci, înainte de Revoluție, exact atunci, în 99. La noi nu puteai să nu te duci. În 89, pardon. Nu puteai să nu te duci, pentru că nu te lăsau. De exemplu, eu lucram la combinatul chimic și eram, da, la ansamblu Jiulețu, dar aveam și acolo o formație la combinat și când era de aveau și o acțiune ceva, trebuia să mă duc, că nu mai făceau scoatere din producție când mă trimiteau cei la cultură pe la concursuri prin țară. Și, păi... și mă duceam normal, cântam și cu ei și... Și acum o să ne cântați și nouă și telespectatorilor că abia așteaptă. Da? O să dăm drumul la cântec cu domnul Ilie Bogdan, după care revenim aici să povestim frumos așa din ale carierei domnului Ilie Bogdan. Muzica! Mândru mereu la nii de altă data. Drumul meu era și-al tău când te-am văzut mândră fată. Și așa din prima zi întâlnit din întâmplare, ochișorii tăi căprui visul meu dragostea mare. Mă priveai și îmi zâmbeai, la nimeni nu dai de știre. Nicărul din ochii tăi erau vorbe de iubire.
cel negrișor, lasă-l pot uita nici când mai. Nici ochii tăi plin de dor, ce-mi ghiceau vorba din gând mai. Nici sprânceana ridicată, când mă priveai și zâmbeai mai. Noi dragostea curată, la nimeni n-o arătai, măi. N-am să pot mândră uita vorbele tale șoapte, că lumea la noi privea, dar nici cele miez de noapte. Inima-mi cere de toate, vrea și așa, aș vrea și eu. Dar îi spun că nu se poate, că ai și tu rostul tău. Ai și vlăstar și știu bine, ca mâine fac și bobocii. Oricât ai vrea lângă mine, viața lor nu te joci, mă. Dar încerc pe înserate să fac inimii plăcere, să asculte în miez de noapte șoaptele inimii tale. Să-ți dea Domnul gând de bine, să gândești ca altă dată, când băteai drumul spre mine. Să lași inima să spună, să vorbească tot ce știe, despre nopți cu lună plină, de florile din câmpie. Ne puneam dragostea-n cântec, era mereu mână-mână. De nu-și băga dracu coada, acum am fi împreună. Cam să mor, nu știu ei, dar mor de dor, că mai am ani de trăit și ce mi-e drag de iubit. Nu fac eu ce vor dușmanii, mai stau să le număr anii, vreau să le rămân în gând, să-i văd cum pleacă pe rând. Cândva să mor, să mă îngroape în obor, în obor la mândralina, unde-i tăvăleam grădina, pe sulteiul dat în floare. Doamne, ce dragoste mare, priveam la floare cum cade, din astelele în noapte. Priveam florile de tei, licărul din ochii ei, și ea strânsă pe piept, i-am zicea să mai aștept, să mai stau să apară luna, martoră ca-ntotdeauna, că doar ea și stelele ne știau dragostile. Și
dat-o seară de seară, așteptam luna să apară, să văd dacă-i lună plină, să merg la lina în grădină, că mă așteptam bujorată, ce mai mândrețe de fată. Noi iubeam în văzul lumii, numai la lumina lunii, că mă așteptam bujorată, ce mai mândrețe de fată. Noi iubeam în văzul lumii, numai la lumina lunii. Doamne, zi și noapte, ca să mă ierți de păcate, că n-am dat la om în cap. Am iubit ce mi-a fost drag, de la mândre n-am furat, am luat numai ce mi-au dat, măi. Că n-am dat la om în cap, am iubit ce mi-a fost drag, de la mândre n-am furat, am luat numai ce mi-au dat, măi. Am fost, Doamne, un păcătos, măi, că-am iubit și zi de post. Eu am vrut ca să postesc, ele mi-au zis să iubesc, eu aș fi vrut, ele nu, iartă-mi, Doamne, păcatul, măi. Eu am vrut ca să postesc, ele mi-au zis să iubesc, eu aș fi vrut, ele nu, iartă-mi, Doamne, păcatul, măi. Acum mă rog pentru ele, nu le da judecăți grele, dă-le numai pe jumate, dă și mie a doua parte, să împartă totul cu mine, și la rău ca și la bine. Dă-le numai pe jumate, dă și mie a doua parte, să împartă totul cu mine, și la rău ca și la bine. Firați mândrelor jurate, voi trag la păcate. Mă prefac nepăsător, dar de la inima mor. Era mereu mână-n mână și acum a privit scurt. Iar tu, mândra mea frumoasă, când plăgea copii în casă, unde erai știi tu bine, și acum spui povești la lume. Zice că-am vorbit în vis, ce m-a întrebat, i-am răspuns. Aoleu, ce mai păcate, m-a visat muierea-s noapte. Zice că-am vorbit în vis, ce m-a întrebat, i-am răspuns. Mi-a cerut să-i aduc capă, ți-aduc lina mea îndată. De te doare inima, hai lină să-i dăm ce vreau. Thank you.
Acum mare supărare, nici noaptea-n somn nu mai are. Mi-arată deștiu la tâmplă, zice că la minte multă. Acum mare supărare, nici noaptea-n somn nu mai are. Mi-arată deștiu la tâmplă, zice că la minte multă. Că i-am uitat numele și spun în somn grele. Știu o vorbă înțeleaptă, de ce e frică nu scapă. Mă duc să-i la babalina, că ea poartă toată vina. Spune-mi, spune vrăjitoare, de ce-mi fac zilele-a mare. Mă duc să-i la babalina, că ea poartă toată vina. Spune, spune vrăjitoare, de ce-mi fac zilele-a mare. Uică mândra ta nevastă, ți-a luat cămașa din casă. Și-a venit să-i fac de bine, să rămână lângă tine. Mi-a dat numele la toate, tot ce să dau la o parte. Să ai ochi doar pentru ea, dar eu n-am inimă rea. Mi-a dat numele la toate, tot ce să dau la o parte. Să ai ochi doar pentru ea, dar eu n-am inimă rea. Când am fost să-i fac de bine, am pus muică al meu nume. Te-ai căutat zi și noapte, tot de lină să ai parte. Dar odată în viața asta, ascultă-ți și tu nevasta. Așteaptă să tai găina, ce mai ciorbă face lina. Am revenit, dragii noștri, petrecem împreună cu domnul Ilie Bogdan, reprezentant de seamă al muzicii populare oltenești, da? Deja ne-a cântat patru piese minunate, am văzut că se regăsesc teme frumoase, teme de dragoste. Și revenire în peciorba și, da, de la Lina. Da, chiar așa. Uite, am văzut că sunt piese inspirate din trăirile oamenilor, da, din viața oamenilor. Mi-a plăcut chestia cu sărutatul nu în văzul lumii, doar la lumina lunii. Pe atunci, pe timpuri, băieții nu pupau fetele, nu le îmbrățișau în văzul lumii, nu? Numai la lumina lunii aveau așa o rușine, aveau o chestie, nu ca da, acum. Da, era mai plăcut în era natură, mai plăcut, așa. Da, în natură, da? Și vrem să-i anunțăm pe telespectatorii noștri că pot suna la 0799-620-520, da? Pentru a face și câte o dedicație, dar mai ales pentru a intra în direct aici cu invitatul meu special, cu domnul Ilie Bogdan, și spune alo. Alo. Alo, bună seara. Sărut mână, doamna Elisabeta Vasile. Bună seara, de unde ne sunați, cu cine vorbim? Cu Dragonul Marian din comuna Cervenia de Sud Teleorman, doamna Elisabeta Vasile. Bună seara, bună seara, domnul Dragonul, bine ați revenit. Și doamna Elisabeta, aș vrea să felicit pe domnul Ilie Bogdan pentru piesele frumoase pe care le-a interpretat. Mulțumim frumos, mulțumim. Și aș vrea să dau și eu câteva dedicații. Aș vrea să fie special pentru dumneavoastră, pentru domnul Gigi Vasile, pentru domnul director Emil Badea, pentru toți angajații de la postul EMI-TV, postul de televiziune EMI-TV e altceva. Și aș vrea să fie special pentru prietenul meu, Andrei Adrian de la Ploiești, pentru domnul Lazar Petrișor, pentru părinții mei și pentru mine. Mulțumesc, o seară bună! Cu drag, cu drag, și vă mai așteptăm să mai reveniți. Și eu mulțumesc, dacă spuneai și numele adevărat, era bine. Deci îl cunoașteți pe domnul? Îl cunosc după voce. Da? Ia uși, ce super! Mai sună pe la noi domnul, mai sună, sună foarte des. Fiindcă domnul Marian Dragonu, știu că așa se recomandă tot timpul, sună pe la noi pe la emisiuni și tot timpul felicită invitații. Dumnealor știu, cei care sună, că atunci când avem invitat, vorbesc cu invitatul, felicită invitatul. Dedicațiile sunt la joi la Gigi Vasile, acolo fac dedicații câteva. Da, mai avem un telefon? Alo? Da. Da, vă rog. Da.
Bună seara, doamna Beti, și vă mulțumesc pentru asemenea invitat. Bună seara, mulțumesc. Domnule Ilie Bogdan. Mulțumesc. Să vă trăiască fetițele de Pocica. Toate trei. Doamna Filuța Bogdan, să vă trăiască, să fiți fericiți. Aveți, mulțumesc. Vă felicit în primul rând pentru cântecele frumoase pe care le-ați cântat acum și sper că urmează altele. Nu scăpați de mine așa ușor. Nimic, vă ascultăm cu mare plăcere. Pentru costumul frumos care îl purtați exact stilul oltenesc, vă mulțumesc foarte, foarte și vă mulțumesc foarte mult împreună cu doamna Filuța Bogdan și cu toată familia dumneavoastră. Și vă urez mult succes, mult succes, mult succes. Și să ne iubim mult. Nu ne-ați spus de unde ne sunați? Doamna, nu mi-ați spus. Sunt Violeta Vărzaru din Salția Acetoaia de Dolj. Așa, aproape de doamnă, da, doljancă de-a dumneavoastră, păi da? Vă salutăm. Și vreau să fac și o dedicație pentru nepoțelul meu Sebastian Nicolaș, pentru tatăl lui Dan Vărzaru, pentru mama Melania și pentru cuțile Nicu și Didi Piculeasa din Acetoaia, cei mai buni cuscri, și pentru sora mea Lidia și Costel Ivașcu din Cosovele din Dos, pentru dumneavoastră, familia lui domnul Ilie Bogdan, și pentru domnul Gigi, pentru doamna Betty. Mulțumim, mulțumim, doamnă. Sănătate. Doamne, mulțumim, ajută, mult, vă pupăm. Mulțumim. Și mulțumim din suflet pentru intervenția telefonică. Uite că oamenii erau dornici să stea de vorbă cu dumneavoastră, să vă revadă, să asculte cântecele minunate pe care dumneavoastră le aveți în repertoriu. Aveți multe cântece imprimate, domnul Ilie? Microfonul. Scuze. Da, să-i cu gândul problemă. Am în jur de 150. Oh, sunteți bogat, da. Sunteți bogat. Cu totul, adică ce am făcut și împreună și CD-urile separate, ce am în radio. Da, păi acum lumea știe că dumneavoastră ați fost un cuplu muzical împreună cu doamna Filuța și o și pupăm, nu este nicio problemă, mie îmi sunteți dragi amândoi și avem un telefon pe fir, cineva vrea urgent, urgent să vorbească cu dumneavoastră. Haideți foarte să vedem. Bine. Alo? Sănătate multă și mă bucur din suflet, vezi că ai un om de valoare. Ia să vedem, cunoașteți vocea asta, domnul Ilie? Un tânăr pe care bănuiesc că la rândul dumneavoastră i-ați dat acolo câte o, eu știu, câte un sfat. Ion Drăgan, vă spune numele ceva? Păi dacă de asta voiam să zic, să-l mai las să vorbească ca să-l dau seama. Ioane, bine ai venit în direct cu noi, tu ești colegul nostru. Sănătate și mă bucur din toată inima. Hai să fac o precizare, atâta timp cât ești tu. Nu i-am dat sfaturi, niciodată. Pentru că mă rog, eu știu că pe tinerii i-ați iubit și pe care i-ați întâlnit. Dar Ion nu avea nevoie ca să mai primească sfaturi. A avut de la asta, da. El a avut de la... Nu am nevoie de sfaturi, să știți, că contează foarte mult orice sfat. El este un copil bun și la vârsta asta, eu zic tot copil. Știți avea, de ce? Că a avut talent, a avut talent de la Dumnezeu și mare și bătaia de glotă, are vocea aia lui specifică. Da, și am observat și am spus ceva... Ceva de genul, să știți? Ceva, dar... Dar Ion are ce avem noi gorjenii, dar în general noi femeile. El e singurul bărbat care are așa ceva și de-aia este are el, și Ion Drăgan. Are și frumoase și în special că... Mulțumesc! Să lăudăm pe domnul Ilie că dumnealui este invitat. Ioane, te bucur că îl vezi aici pe domnul Ilie. Așa mare, drag, am văzut promo și m-am bucurat tare mult. Îmi place de el că merge pe varianta mea, că eu majoritatea cântecelor le-am de dragoste. Rar am de dușmani unul. Așa și ăștia, cum fusei acum. Deci putem face lucruri frumoase. Păi da, dacă suntem... Sănătate și îi salut pe toți colegii tăi de acolo, pe Gigi și pe toți iubitorii de folclor, pentru că mai așteaptă să mai intre să vorbească cu dumneavoastră. Betty, te salut și o rugăminte pe 4 februarie. Frântele nu face o vârstă frumoasă, îi spun la mulți ani. Păi nu se poate, la mulți ani, să ne trăiască! Și o pupe muma Leana, sănătate multă. Te iubește foarte și o iubim. Mult, te iubește muma. Și toate cântecele lui domnul Ilie Bogdan să fie în seara asta pentru muma Leana, da? Doamne ajută. Da? Hai, te iubim și noi, și noi mulțumim, sănătate multă. Mulțumim. Ion este un coleg drag, sufletul meu e fratele meu mai mare, cu un an mai mare decât mine, iar de Ion mă leagă așa începuturile mele și nu numai, pentru că noi ne-am întâlnit pe tot parcursul carierei noastre și a cariera mea și cariera lui. Făceam naveta la Craiova, am mers la doamna Paula Dogoroiu, Dumnezeu să o odihnească, am participat împreună la Maria Tănase
și cam am păstrat legătura asta și eu mă bucur să păstrez legătura și cu colegii mei și cu tinerii, dar și cu dumneavoastră, cei din generația de aur, care ați dus cântecul, v-ați închinat, mai bine zis, viața cântecului, publicului, scenei și aveți oameni care vă cântă, cântecele vin din urmă, sunteți modele în continuare pentru ei și chiar și pentru noi, în continuare sunteți modele și mie îmi place să nu rămâneți să vă retrageți, eu vreau să veniți în continuare la televiziuni, la filmări, de ce nu și la evenimente, domnul, să nu vă lăsați. Păi, ca în cântecele dumneavoastră, da? Eu eram hotărât ca să mă las, de ce? Nu cred așa ceva. Păi dumneavoastră nu aveți vârstă să vă lăsați de cântec, iar cântecul nu moare. De cântat. Da, de ce? Din alt motiv. Mai spus eu puțin mai înainte. Da, ceva. Mai vorbim noi câte ceva, da. Mie place așa să gândesc dacă într-o seară sunt la o petrecere și vine o fată frumoasă și îmi cântă, parcă zic, mă, așa o zice și alții de mine. Dacă ajung la 70 de ani să stau în scenă, păi dacă mie mi-e drag să văd Doamne, asta... Doamne, dar dumneavoastră nu înțelegeți. Oamenii nu ascultă numai cu ochii. Oamenii, să știți că ascultă cu urechile. Sunt, da, e multă lume, da, care, într-adevăr, ascultă valoare, ascultă calitate. Știu, să știți. Știu. Mai sunt și care ascultă cu ochii, dar sunt puțini. Și cerem părerea unui telespectator, unei telespectatoare, să vedem cine e pe fir. Alo? Să vedem. Alo? Alo, ce voce frumoasă! Bună seara! Bună seara, doamna Elisabeta Vasile! Bună seara, doamna Elena Mârșu de la Motru, domnul Ilie Bogdan! Vă ascultăm! Bună seara și domnului Ilie Bogdan! Bună seara! Ne bucurăm că avem o seară frumoasă, un invitat de excepție de la dumneavoastră. Este începutul lunii iubirii, cum se spune, luna februarie. Exact. E luna dragostei. Ne aduce multe cântece despre dragoste, despre iubire. Doresc să-l felicit pentru repertoriul minunat pe care îl are. Îi mulțumim pentru cântecele pe care ni le dăruiește și vă urmărim cu mult drag. Mulțumesc. Îi doresc multă sănătate și mult succes pe drumul cântecului și al vieții. Să ne încânte cât mai mult de acum înainte. Mulțumesc. O seară mult. Frumoasă vă dorim. Vă mulțumim, doamna Elena. O plăcere să vă ascultăm. De ce să nu cântăm ce e frumos? Nu sunt destule necazuri. Nu sunt destule probleme. Ca să trecem peste ele și vedeți? Rolul nostru se spune că ăsta este. De a-mi veseli lumea, de a-i scoate din starea neplăcută în care și dumneavoastră încă aveți acest har. Exact cum spunea doamna Elena, mai devreme, vedeți că oamenii sunt dornici să vă reasculte, să vă revadă, dovadă și telefoanele pe care le primim în continuare și le-am primit până acum să în această seară. Am stat o perioadă, mai e cineva pe fir? Nu, acum nu. Acum nu. Am stat o perioadă acum câțiva ani de zile, eram hotărât să vă retrageți. Da, să mă retrag. Rău făcea, dar să nu știți. Puteam. M-am rupt într-adevăr de formații, nu m-am mai dus. Au fost niște treburi care m-au supărat la timpul respectiv. Mai există, să mai avem și pase proaste, dar important e că ați trecut peste. Și una din ele chiar o spun, pentru că mă gândesc să-ți fac o legătură, Dumnezeu să-l ierte acolo unde este, cu Petrică Mâțu Stoian. Dumnezeu să-l odihnească, Înainte de a începe cu mine, acum vreo 15 ani de zile, deci să oamenii de bine. Da. Că să știi că de multe ori zici că ai mulți prieteni, dar de fapt afli că ai mulți dușmani. Da, oamenii de bine, de fapt, unii sunt dintre ei cei mai aprigi dușmani. S-a răspândit un zvon atunci că veneam cu fosta soție de la noaptea de la nuntă, că alergam, că ne-am dus și într-o parte și alta. Așa și că era, am făcut accident de circulație și am decedat. Amândoi. Aoleu, Doamne ferește! N-am auzit asta, nici să nu aud. Acum, mai recent, înainte de a fi treaba cu Petrică, cu el vreau să spun altceva. Da? Da, ce a fost și ceva frumos. Da. Pe pagină, o doamnă din Galați. Da. Îmi scrie: domn Bogdan, care e situația? Că mă cer cu gălățencele mele, că dumneata e decedat de mult și eu văd că vorbesc cu dumneata, e altcineva de să administrează pagina. Și tocmai venisem din fusesem plecat în Spania și acolo aveam o fotografie cu paella, cu mâncarea lor tradițională, un platou mare, da? Și aveam o poză da? Cu aia, nu cu toate persoanele care eram acolo la petrecere. Da. Eram eu.
Și i-am pus comentariul doamnei pe pagină, pe urmă am pus poza mea și i-am spus, da, sunt mort de foame, de sete. Deci, și, da, și sunt tocmai în Spania. Da, și obosit de azi noapte, dar mă refac acum. Da. Au început toți ca să râdă. Deci sunt și oameni din ăștia care de multe ori fac din glumă, se întâlnește nu, unul glume, cu altul. Glume de genul ăsta nu se fac. De prost gust. Glume și lăsând gluma la o parte, domnul Ilie Bogdan, trecem din nou la cântat, că telespectatorii sunt dornici. Păi când vezi că vorbesc prea mult să mă oprește. Cu cântecul în seara asta trebuie să mai veniți și la alte emisiuni ca să se sature de cântecele dumneavoastră. Muzica! Așa-mi vine uneori, s-o apuc iar pe cărări, s-o apuc iar pe cărări. Și să întreb din poartă în poartă, cine știe de-a mea soartă, cine știe de-a mea soartă. Ori ursita de mea știe, să poată să-mi spună și mie despre-a mea copilărie. Ursitorile ce-au spus, rele cât mai am de dus, câte au fost, câte s-au dus noi. Babele din sat, mui că tu ai fost ursa, să n-ai noaptea somn în pat. Să bați drumul cu piciorul, să nu poți să-ți alin dorul, să nu poți să-ți alin dorul. Cășatul la scăldătoare, dai să te scoli în picioare, erai gata de plecare. Să bați drumuri neștiute, ai două spârnele în frunte și o să ai muieri mai multe. Venești cu al tău țol, când ai fi într-un cubol. Că îți spuneam și tu știi, că tu mă omori, mă-nvii și-ți da mâna căpătâi. Și-așa mă scoteai în zori, viu sau mor de multe ori, păru-ți mirosea florii. Viu de drag când te priveam, mor după ce te iubeam, Doamne ce dragoste aveam. Mă înobor, că prea te-am iubit cu dor, măi. Chiamă mândru lăutarii, mândrele și cârciumarii, că așa mi s-au dus anii. Lăutarii mi-au cântat, mândrele le-am sărutat, traiul ăsta mi-a fost drag. Cu cârciumare am băut, cu mândrele m-am iubit, mi-a fost drag pe acest pământ. Nu vreau la mormânt să vii, nici flori pe mormânt să-mi pui, că tu iarăși mă vii. Că ai fost și ești viața toată, tot mândrețea mea de fată, cum îți ziceam altădată.
învață mândra de mine să nu iubesc pe oricine, doar pe leadul leat cu mine. Zice să-mi amintesc vorba cu găina și cu ciorba, cu găina și cu ciorba. O face ea ciorba bună, dă fierb la ea cât o lună, o ții zile și la foc și nu dă-mi croco deloc. Știi, mândro, acum o vreme vorbeai de mândrele mele, că-s frumoase filarele. Ziceai să iubești ce vreau și să iau ce ele-mi dau, numai cu tine să stau. Și din ochi lacrima ta mi-a înmuiat inima, dar prea le-ai vorbit frumos și știai că-s pofticios. Îmi ziceai de una dina ca bătătorit grădina și frumoasă batovina. Că trece încolo și încoace și cu ochiul semn-mi face și mă întreba, ai dacă-mi place. Ziceai că e de belea și are carnea trâng pe ea, merele sunt cum e piatra, mi-ai pus masa pe de-a gata. Atunci firai de muiere, ce-ai tu cu mândrele mele, dacă sunt mai tinerele. Că nu știam și zic zău, că-ți place ce vreau și eu, și să mor de îmi pare rău. Că-mi place mărul frumos, nu adunat după jos, aleg ce-i frumos și tare, nu călca de-alții în picioare, că-s tinere și deștepte și-n vârpe alte lepedește. Dar așa dacă n-ar fi, să mor de le-aș mai iubi. S-o văd dacă-i supărată, ori tot la iubit m-așteaptă. S-o văd dacă-i supărată, ori tot la iubit m-așteaptă. Trece pe drum, nu vorbește, dar eu știu la ce gândește. Supărată că vrea să fie împăcată, cu vorbe dulci la ureche, dragoste fără pereche. Cu vorbe dulci la ureche, dragoste fără pereche. Așa-i mândră, așa-o știu bine, că a stat în brață la mine. Vrea să fie alintată, greu se lasă sărutată. Dar dacă stă gurița, i-ai furat și inima, să nu-i o calci în picioare, că nu uită până moare.
risită. Te crezi la dragoste scumpă, știi că la mamere multă și că por cămașa ruptă. Dar unde-i cămașa ruptă, acolo-i dragoste multă. Cămașa o peticesc, dar eu știu să te iubesc. Că unde-i cămașa ruptă, acolo-i dragoste multă. Cămașa o peticesc, dar eu știu să te iubesc. Frunza-i verde, dorul crește, vai de cel care iubește. Nu moare, nici nu trăiește, tot ca mine pătimește. Frunza-i verde, dorul crește, vai de cel care iubește. Nu moare, nici nu trăiește, tot ca mine pătimește. Ți-am spus inima mereu, nu iubi celui al tău. Iar tu, inima nebună, mi-ai luat vorbele în glumă. Ți-am spus inima mereu, nu iubi celui al tău. Dacă n-ai știu ce faci, acum suferă și taci. Pătimesc pentru-n iubită, nu l-am vrut, dar a venit. Iar inima firarea, nici ea nu știa ce vrea. Pătimesc pentru-n iubită, nu l-am vrut, dar a venit. Iar inima firarea, nici ea nu știa ce vrea. Ți-am spus inima mereu, nu iubi celui al tău. Iar tu, inima nebună, mi-ai luat vorbele în glumă. Ți-am spus inima mereu, nu iubi celui al tău. Dacă n-ai știu ce faci, acum suferă și taci. Arză-l focul de iubită, nu-i tot timpul ce-ai dorit, măi. M-am bătat cu vorba ei, când privea în ochii mei. Arză-l focul de iubită, nu-i tot timpul ce-ai dorit, măi. M-am bătat cu vorba ei, când privea în ochii mei. Mândro, știi bine, cât timp ai fost lângă mine. Dar trădarea-i dureroasă și necinstea-n drum te lasă.
și l-am pus rău înainte. Acum suferim tot noi, nu pot da timpul înapoi.